România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi vorbim despre sentințele de la Colectiv. Le știm? Știm și reacțiile. Majoritatea s-au canalizat pe ce a făcut Piedone și pe ce a declarat și pe plecarea de acasă, adică pe incapacitatea statului de a găsi răspunsuri adecvate la problemele pe care le are din față. Toată lumea s-a întors către stat, către politicieni și a spus: ei sunt cei care nu-și fac treaba. Dar dacă e ceva mai mult de atât. Colegul Vlad Petreanu a avut ieri după masă o intervenție în ediția specială de după sentințe, da? Și a spus câteva lucruri la care merită să vă uitați cu atenție. Așadar, editorialul de astăzi nu-mi aparține. Am stat de vorbă cu Vlad și am căzut de acord să redifuzăm această intervenție, acest fragment pe care probabil nu toți l-ați auzit, și să judecăm o idee. Este și societatea vinovată, adică noi, de tragedia din Colectiv sau de altele la fel? Vă rog să fiți atenți și să ascultați cu răbdare argumentele lui Vlad Petreanu, după care trecem prin ele. Așadar, 3 minute în această înregistrare. Din punctul meu de vedere, justiția este, cred, în acest moment singura instituție care și-a făcut treaba în acest dosar și în tragedia asta colectivă. Adică, așa cum a mers procesul, uite, s-a încheiat, a fost luat de la capăt, greu, târși, grăpiși, s-au dat sentințe, i-a dat interdicție, dar poate că ar fi momentul să privim și spre noi înșine acum. Mă refer la societate. Adică întrebare, pe ce rol avem în toate lucrurile astea care nu merg în țara noastră? Că, știi, intrăm în direct la telefon sau vorbim la o bere și dăm toți vina pe politicieni și uite ce ne fac. Dar pe politicieni tot noi votăm. Majoritar. Piedone, care este un... Piedone e un infractor fanfaron, asta este. A câștigat alegerile fluierând, alegerile locale. Cine ce l-a votat, o cultă mondială? Tragedia de la Colectiv a fost, după cum știm prea bine, rezultatul unei foarte lungi și cumplite liste de hai că merge și așa-uri. Toți cei implicați, și nu toți sunt politicieni, ba chiar politicienii sunt puțini. Și ăia care au dat autorizații, desigur, pe o frumos sau poate pe șpagă sau poate pentru că nu i-a interesat, și pompierii care după aceea s-au prefăcut că verifică, și artificierii care nu și-au făcut treaba și au pus artificii pe burete inflamabil, și ăia de la club care au permis accesul acolo a sute de oameni în condițiile în care nu exista o ieșire. Adică, știi, singurii care, săracii, și-au făcut treaba, din păcate, au fost membrii trupei, care ei voiau și ei să lanseze un album, și spectatorii care au venit acolo. Și după aceea, toți salvatorii care s-au bătut cap în cap, intervenind la fața locului. Îmi pare rău, cei care trebuiau să fie de acord cu transportarea rapidă a răniților în locuri în care puteau fi tratați și n-au vrut să facă asta, că au zis că lasă că merge și așa la noi. Și după aceea am descoperit că materialele biocide care erau folosite erau falsificate, știm prea bine. Și toate lucrurile astea se întâmplă mereu. Nu s-au întâmplat doar la Colectiv, nu doar cu acești oameni. Că de asta spun că noi, societatea, trebuie să privim spre noi înșine. Că trebuie să ne întrebăm, băi, fiecare acolo unde suntem noi, ne facem treaba cum trebuie. Fizica aia pentru care suntem plătiți, și după aceea când trebuie să-i votăm pe unii și să-i tragem la răspundere pentru ceea ce fac. Adică trăim într-o idiocrație cumplită. Uite-te la cine a fost numit la Curtea Constituțională. O mediocritate și o nulitate care, în mod evident, are niște schelete în dulap și se află sub controlul unor servicii. Că altfel nu putea să ajungă acolo. Te refer la domnul Licu. Facem? Da. Ridicăm din numeri și mergem înainte, și aceleași partide care sunt de 30 de ani încoace, care... cum să spun, întrețin acest lasă-mă să te las, tot oale le votăm din comoditate, din lene, din că nu ne interesează pe noi politică. Păi atunci, dacă în țara asta nu reușim să asimilăm lecțiile pe care ni le dă viața, inclusiv lecțiile cumplite pe care ni le dă o tragedie de acest gen colectiv, păi atunci ăsta este rezultatul. Și vom repeta istoria mereu și mereu și mereu, dacă nu reușim să asimilăm. Nu spun că toți, da, punct și eu la lucrurile care se întâmplă. Sunt oameni care își fac treaba corect și alții care dau din numeri. Și atunci ce să ne mirăm? Că murim pe șosele, că murim în cluburi, pentru că, știi, și pe șosele și în cluburi nu vine primul ministru să ne omoare. E tot unul de ăsta care dă din numeri și zice, atunci că merge și așa. Vlad Petreanu, ce spuneți despre treaba asta? Are dreptate când spune, nu, că pe șosele și în cluburi nu ne omoară prim-ministrul. Dar să fie adevărat până la capăt, există o responsabilitate a noastră, a fiecăruia dintre noi. I-am spus și lui Vlad ieri în discuția pe care am avut-o, păi așa înseamnă că suntem de acord cu Nelu Tătaru când după Piatra Neamț a zis noi toți suntem vinovați. Și am zis atunci, băi, nu putem să fim noi toți vinovați, pentru că sunt mulți oameni care își fac treaba. Dar cum să cumpănim? 0372069599. Îl repet, 0372069599. Sunteți de acord cu această idee? Este și societatea responsabilă de nenorocirea de la Colectiv sau de altele? Dar, de fapt, care vinovăție este mai mare? Statul care nu verifică sau cei care nu-și fac treaba la locul lor de muncă? Cum gândiți voi? Ce credeți în momentul acesta? Cum arată această privire către noi înșine, așa cum a numit-o Vlad Petreanu? 0372069599. România în direct este și pe Facebook. Mă uit și acolo la mesaje cât pot. Deschidem dezbaterea cu Marius. Salutare, bine ai venit la Europa FM. Salutare, bine, v-am regăsit după o lungă perioadă, n-am mai intrat de mult cu voi în direct. Eu aș nuanța puțin, nu cred că societatea în sine ca în întreg este vinovat. Dau un exemplu, noi am fost la vot și am votat anumită culoare politică și s-a făcut o coaliție cu PSD. Care e vina noastră? Da, dar aici vin și eu cu o întrebare și zic așa, Marius, dar în sectorul 5... care-i vina celor care nu l-au votat pe Piedone? Că în sectorul 5 au fost opțiuni. Și păi societatea s-a dus... L-au avut, a fost în alt sector. Păi nu, asta zic, și... în sectorul 5. S-a dus în următorul, dar erau tot români care știau ce s-a întâmplat, nu? Și oamenii aia s-au dus acolo și au zis, da, domnule, e bun. E bun, e bun. Eu nu aș vrea să discut despre cei din sectorul 5, că nu știu pe cei din sectorul 5. Probabil da. Au avut ei motivele lor când l-au votat pe... Eu aș vrea să vin la altceva. Eu aș vrea să vin la legislație și aș vrea să vin la responsabilitate. Da, noi suntem responsabili în tot ceea ce facem. Eu, întrebarea care mi-o pun este... câte magazine, câte fabrici, câte sunt în regulă din punct de vedere legal. Legislația este atât de stufoasă și atât de complicată de aplicat și ne place atât de mult să ne acoperim cu hârtie în detrimentul unor măsuri concrete, încât cred că este foarte greu pentru cineva care vrea să facă ceva în țara asta ca să fie perfect. Da. Eu dau un exemplu. A fost un mall care ars în București acum nu de mult. Credeți că acel mall a avut toate hârtiile din punct de vedere al incendiului corecte sau necorecte? Sunt alte semne de întrebare, că acolo ars fără oameni în el, ars când trebuie și cum trebuie. Bun, dar eu vreau să spun, astăzi, de exemplu, legislația de protecție a muncii pe PSI, pe prevenirea și stingerea incendiilor, este foarte drastică. Îți impune niște norme. Ca mic antreprenor, nu cred că ai putea să-ți faci o fabrică dacă vrei să o faci întru totul legal, pentru că investițiile în sistemele de semnalizare, de despun de hidranți, îți costă sute de mii de euro, sunt foarte scumpe de și eu sunt convins că sunt foarte multe fabrici în România care nu lucrează, nu că nu vor, nu-și permit să lucreze legal. E foarte scump, da. Fii atent la mine. Hai să judecăm că aici ce să facem? Da. Închidem pe toată lumea sau continuăm să mergem într-o semi-legalitate sau merge și așa, cum spuneți românii? Da, cum zicea Vlad mai devreme, merge și așa. Da. Dar noi românii toți, nu numai Vlad spune asta. Te absolvă de responsabilitate, asta e întrebarea pe care pot să ți-o pun. Da, legislația este greoaie, parșivă... Nu mă absolvă de Eu nu-mi doresc ca unul din angajații mei să aibă un accident de muncă. Am avut acum câțiva ani un accident de muncă, am avut dosar sau cercetare penală, pentru că ca administrator de firmă, ești pus în situația în care orice accident de muncă tu ești direct responsabil, până când se lucidează dacă vei fi urmărit penal sau nu. Dar am avut deschis un dosar de urmărire penală și un procuror s-a pronunțat că nu trebuie. Nu știu dacă chiar am respectat întru totul normele de protecție a muncii, dar am încercat atât cât am putut ca să ofer un echipament de protecție, să oferim o instruire la locul de muncă, o instruire la folosirea echipamentelor, dar vreau să spun că sunt anumite, dau un exemplu, un tâmplar, nu sunt întâmplărie în domeniu, care taie la circular. Lui pânza de circular îi trece pe lângă degete în fiecare zi de nenumărate ori. Orice mică neatenție sau atragerea atenției de către cineva sau de către ceva în zona lui poate să constituie un accident de muncă. Dar asta nu înseamnă că proprietarul unui atelier de tâmplărie își dorește să se întâmple asta sau nu ia toate măsurile. Vreau să spun că toate lucrurile sunt foarte nuanțate și la limită. Sigur că și, da, vreau să lasă-mă să spun întrebarea asta. Proprietar de atelier de tâmplărie, da? Ai făcut tot ce este omenește necesar ca să fii cu sufletul împăcat? Nu, nu pot să fac asta, pentru că nu ai resursele. Adică și eu să vreau să schimb tot astăzi, mi-aș dori să fac totul perfect. Nu am resursele cu care să le fac. Ăsta e un răspuns foarte bun. Două, da, și îți mulțumesc pentru sinceritate. Există două posibilități. Să închid business-ul că nu am resursele să le fac sau să continui așa, las că merge și așa. Cu eventualitatea ca, Doamne ferește să zic asta, să vină cineva într-o zi să te închidă sau să-ți facă un dosar penal sau ceva de genul ăsta, pentru că dacă nu ai avut totul respectat până la centimă, s-ar putea întâmpla și asta. Mulțumesc, Marius. De fapt, în această dilemă stăm. Da? Că și eu sunt convins că oamenii de la Colectiv, patronii de acolo, nu au vrut să omoare pe nimeni. Întrebarea care se pune este dacă cu bună știință, la locul lor de muncă sau la locul nostru de muncă, am făcut tot ceea ce este omenește posibil, ca dacă intră acolo copilul meu, copilul tău, copilul altcuiva, să se întoarcă viu. Asta e întrebarea. Facem în fiecare zi astfel încât să fac ca pentru copilul meu? Nela, salutare! Bine ai venit! Bună ziua, Cătălin! Încă o dată am mai stat de vorbă cu altă ocazie. Cătălin, eu am sunat dintr-o revoltă vis-a-vis de domnul primar, fost primar Colectiv, actualmente, mă rog, cred că o să se facă ei din nou alegeri, nu știu. La interviu care i s-a luat, cred că din fața casei, pedeapsa, ani, 4, 8, nu contează. Bine că s-a definitivat într-un fel. Ce m-a deranjat, m-a revoltat, a blestemat părinții acelor copii. Acum că spun, mi se face piele de găină pe mine. Da? În seara aia copilul meu trebuia să fie acolo. Întâmplător nu a fost, mă rog, în motive familiare, nu în necaz. I-a fost jenă, eu de-abia mă întorceam în țară și i-a fost jenă să-mi spună să mă duc după el la o anumită oră noaptea să-l iau. Deci o întâmplare fericită, să zic așa. În schimb, are prieteni care au rămas cu traume, care au pus umărul să-și salveze prietenii, are prieteni care nu mai sunt. Dar pentru țara noastră, Nela, e mai important să discutăm atitudinea unui infractor fanfaron. Și asta pentru că asta. Noi îi întreținem. Dar dacă noi mâine e la pușcărie, judecătorii și societatea. De unde mănâncă? Nu noi dăm mâncare? Da. Cazarea? Sigur. Noi o plătim? Sigur. Pușcăria este făcută ca să învețe. Dar noi ce avem de învățat din chestia asta? Că sigur că e cel mai simplu astăzi. Eu, sinceră să fiu, pe mine mă educă fiul meu, sau m-a educat deja copilul meu, schimbarea începe cu tine. Asta este expresia copilului meu. Da? Nu există merge și așa, nici măcar la lucruri mărunte casnice. Da? Acele doamne care au fost achitate de la serviciul de avizări, da? Ele trebuiau să fie primele pe listă, cap de listă la ani de pușcărie. Avizările se fac cu plicul. Da? N-am dat niciodată și eu am avut nevoie de avizări. Nu vreți să știți cât suntem deputați pe drumuri pentru niște avize dacă nu te duci cu plicul. Eu am zis, dacă odată mi se spune o sumă, pentru orice, că e o avizare, că e o intervenție medicală, nu știu, dacă mi se cere odată de o persoană angajată la stat, o sumă de... Eu duc. Dar știți de care? De aia însemnată. Da. Este singura metodă prin care noi, societatea, putem reeduca societatea. Pentru că statul face parte din societate. Presupunerea ta este că doamnele respective nu și-au făcut treaba. Evident, evident. De ce acea tânără pompier nu e de găsit? A fugit. Pentru că se știe vinovată. E vinovată, nu se știe vinovată. E vinovată. Este și conștientă. Este conștientă. Deci, da? Dacă ar fi fost nevinovată, se ducea la pușcărie liniștită? Acum, în ghilimele, cum s-a dus Piedone, liniștit. Da. Piedone are 60 de ani, aproape, sigur, de la 60 de ani se aplică alte reguli de pedeapsă, are 4 ani, poate să execute 2, cel mult, după care va ieși de acolo, sigur, blestemând și spun din nou. Dar ce înseamnă el la scara istoriei României? Nimic. Exact. Nimic. Noi ce stabilim astăzi este dacă reușim să învățăm ceva din chestiunea asta și dacă și noi, la nivel individual sau ca societate, avem un tip de vinovăție. Nu vreau să o dau în politic, dar există un partid care spune schimbarea începe cu noi. Da? Și ăsta e adevărul. Da. Mulțumesc pentru punctul tău de vedere. Și eu cred că schimbarea începe cu noi. La un dat însă mai obosești. Liviu, salutare! Astăzi judecăm o dilemă lăsată de colegul Vlad. L-am pierdut pe Liviu, o să mergem la Irina. Judecăm dilema lăsată de Vlad. Dacă și societatea e responsabilă în situația asta. Te ascult, Irina. Bine ai venit! Bună ziua! Nu cred că am multe de zis. Cred că este vinovată. Este o vină colectivă. E o vină indirectă și mi-amintesc tot de domnul Petreanu, sper că nu greșesc, când era un documentar cu 30 de ani de libertate de la Revoluție, da? Da, a făcut de record. Spunea domnul Petreanu, făcut de record, spunea domnul Petreanu că nu putem să ne izolăm de corupție. Asta ne-am dat seama. Adică politica, și cum auzim acum mereu argumente că nu mai băgați politica în X, în Y, în Z. Politica este tot ce ne înconjoară. Eu am 20 de ani. Și Colectiv a fost primul eveniment care m-a determinat să vorbesc așa despre politică, să mă uit în jur, să încerc să-mi dau seama de ce eu nu am această dorință ca tinerii să plec din țară, cum ar veni. Și de asta încerc mereu și prin comunitatea mea mică, de pe Instagram, de pe Facebook, să dau share, să vorbesc și acum despre Ucraina, despre corupți, să arătăm că nu putem să ne izolăm chiar așa de corupție, adică noi să dăm șpagă, de exemplu, la spital sau să nu mergem să votăm, deși sunt oameni care au murit pentru acest drept, chiar și de a nu merge să votăm, dar sunt oameni care au murit pentru acest drept și apoi să fim foarte revoltați că anumiți oameni au murit, că a fost o tragedie. Deci de asta cred că eu sunt de părere, sunt în asentimentul domnului Petreanu, adică îi dau 100% dreptate. Sunt anumite chestii pe care trebuie să le menținem în minte, să mergem cu ele, să trăim cu ele, nu să ne izolăm și să spunem toți la fel. Ok, dar trebuie să mergem la vot, adică trebuie să alegem pe cineva, trebuie să-i ținem... Faptul că nu am ieșit la vot, dincolo de orice a făcut și orice a spus orice politician din țara asta, e o vinovăția noastră sau a celor care nu au ieșit la vot. Asta este foarte clar. Adică mereu când aud că sunt toți la fel, și ce poți să faci? Așa sunt toți la fel și la un dat te gândești, te trezești fără vot. Adică, ok, sunt toți la fel, sunt unii mai buni, unii mai puțini, nimeni nu mai vrea să audă de răul mic. Dar eu cred că mereu sărim în sus cu drepturile noastre, dar avem și anumite obligații și cred că asta e o obligație pe care trebuie să ne impunem colectiv. Sunt oameni care mor, oameni care mor pentru aceste idei. Și noi trebuie să-i ținem cu minte și să mergem mai departe cu ele. Ești studentă? Pare rău că sunt foarte emoționată, da, la drept. Ești studentă la drept? În anul 2, da. Acolo ai niște colegi, am făcut emisiune, care au copiat la examene. Da. Știi povestea, nu? Da, știu povestea. Cum îi judeci? Sunt curios. Atât cu povestea, îi judecăm, este tot ceva din societate, adică putem să mergem și așa, ce contează că suntem la drept sau noi judecăm... Adică sunt vinovați și ești de acord cu exmatricularea lor? Da, da, deci nu sunt de acord cu ipocrizia la drept. Avem profesori condamnați. Da. Condamnați. Da, 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 da. Deci ipocrizia este maximă, că a început să vorbească despre facultatea cea mai prestigioasă. Da, sunt profesori condamnați care judecă, nu care judecă, care predau unor elevi care copiază. Despre asta este colectivă în toate părțile, în toate părțile. Dacă vrem să nu mai copieze, elevi, trebuie să vedem de unde pornește cauza. Și de să nu mai luăm așa în ușurință. A fost mediul online, nimeni nu își dădea seama în anul întâi cât de greu este sau cât de serioasă este treaba. Sunt povești. Știți de ce? Adică este un subiect de așa, este o atmosferă... Da, de merge și așa. Mulțumesc tare mult, Irina. Știți de ce am pus în discuție această... cum să zic, plagiat? Copiatul, exmatriculările de la Facultatea de Drept, pentru că acolo încep lucrurile. Să știți că răul nu vine în viețile noastre sau delăsarea sau lucruri prost făcut, nu vine deodată, într-o zi. Cum aș veni eu aici cu domnul Sorin Niculescu, care mă asistă la emisiune, și hotărâm noi într-o zi că astăzi facem mai puțină treabă, sau că o dăm în bară, sau că facem prost, sau că ne schimbăm ideile, sau că mințim, sau că facem lucruri de-astea. Așa și cu studenții de la drept. Păi ei n-au hotărât în ziua aia că vor copia. Ei o făceau mai de mult și urmau să o facă și pe mai departe. Și când în viață alegi scurtăturile, la un moment dat, fiecare scurtătură se adună. Și la un dat spui, bă, da, ai văzut că merge și așa? Pentru foarte mulți dintre conaționalii noștri, pentru unii dintre noi, asta poate să fie un stil de viață, un stil de guvernare, un stil de a face politică. Pentru foarte mulți dintre noi... lucrul bine făcut, scuzați-mă că l-a confiscat și pe ăsta domnul Iohannis și l-a murdărit, da? Dar lucrul bine făcut pentru foarte mulți români e bine făcut. Dar răul vine așa, pas cu pas cu pas. Nu în ziua aia, nu, pompierii nu în ziua aia s-au uitat ei în club și au zis pentru prima dată, băi, pe ăsta îl lăsăm. Cum nici patronii clubului nu băgau în clubul ăla pentru prima dată peste limita de oameni, adică peste 400. Mai făcuseră ei treaba asta odată. Eu cred că despre asta e vorba în mare. Mihai, astăzi judecăm și societatea în dosarul colectiv. Ce zici? Salutare! Bună ziua tuturor! Este prima oară când reușesc să intru la dumneavoastră în direct. Ideea este în felul următor. Desigur, toată societatea este de vină. De la când aplicăm o ștampilă pe un vot și chiar dacă primim numai o sacoșă, un litru de ulei sau o făină, nu ne obligă nimeni să luăm făina și uleiul și așa mai departe. No, ne vindem viața. Câtă vreme ai fost la vot, trec dincolo de ulei și făină, dar simplul fapt de a merge la vot, să știi că e un lucru câștigat indiferent pe cine alege acolo. Absolut. Pentru că noi avem... nimeni nu obligă pe cineva să voteze cu altcineva. Adică chiar dacă primești un litru de ulei. Da. Adică, totuși, noi ne asumăm o responsabilitate. Desigur, toată societatea este de vină. Noi avem procent la vot sub 50%. Ce se întâmplă cu ceilalți 50%? Nu mai trăiesc în țara asta? În afară de acest lucru, pedepsele respective, nu știu ce să zic, poate sunt mici, poate sunt mari, indiferent de situația în care sunt, ele nu o să aducă lumea înapoi, indiferent, nu o să plătească orice sumă de bani, nu o să plătească suferința unor părinți, copii, bunici și așa mai departe. Iar în legătură cu normele de SSM și SEI, și eu sunt antreprenor, am împreună cu soția peste 6 firme și respectarea sunt și apicultor. De exemplu, eu am o stupină într-un anumit spațiu. No, albinele mele depășesc spațiul respectiv. Dacă o albină de-a mea înțeapă pe cineva în afara stupinei și acea persoană moare, cine este tras la răspundere? Tu. Știi bine, eu. Nu? Ah, tu. Ei, da, asta da. E legea, adică așa e, bine. La albine, exemplul tău este pur ipotetic, să nu înțeleagă cineva acum că o să se și identifice sau, mă rog, dar să pot. Au fost cazuri în care roiuri de albine au omorât oameni și atunci s-au stabilit vinovății în anumite situații. Da. E ok. Și acum vine problema următoarea. Din punctul meu de vedere, eu pentru 100 de familii de albine aș avea nevoie de cel puțin un hectar de pământ. Există fonduri europene. Nu se dau pentru așa ceva. Înțelegeți? Se dau pentru pământ, se dau, dar nu pentru așa ceva, special pentru treburile astea. Și treaba de apicultor este una foarte, cum să zic eu, dacă ești alergic la venin, indiferent cine ți intră în o gradă, există o posibilitate de fatalitate. O posibilă fatalitate. Deci este foarte periculoasă. La fel ca orice fel de servici. Dacă pui un șofer, de exemplu, să meargă să facă un comision, să meargă din punctul A în B, nu se asigură, faci un accident, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ești tras la răspundere, fiind administrat. Da, așa este. Acum, vina este a tuturora, că tu dacă nu te duci cu șoferul respectiv, nu-i zici să puneți centura, respecte normele. Fiecare trebuie să fie responsabil. Desigur, noi avem și drepturi, cum zicea și vorbitoarea dinaintea mea, dar avem și obligații. Mihai. Sunt și președinte de asociație. Vreau să fac foarte multe lucruri. De exemplu, se presupune că tu ai făcut în toate aceste situații, cum s-ar zice pe limba dreptului, diligențele, adică tu ai făcut tot ce este necesar ca lucrurile astea să nu se întâmple. Știu, uneori legea te poate judeca la centimă sau la articol sau la literă, zi cum vrei. Dar în situația ta bănuiesc că le spui oamenilor cu care intri acolo, ai grijă, sunt albine, sau că sunt panouri, sau că șoferului i-ai pus la dispoziție și carte și mașină bună, întreținut, astfel încât să nu se întâmple lucrurile cu pricină. Desigur, desigur. Dar, de exemplu, legea, din punct de vedere la albine, spune în felul următor. Tu ești obligat ca să ai 5 metri de la limita proprietății până la primul stup. Dar dacă nu există această posibilitate, pentru că marea majoritate a stuparilor nu sunt proprietari de terenuri, nu sunt latifundiari, da? Dacă ai sub 2 metri, de exemplu, trebuie să faci un gard, poți să pui stupul lângă gard și faci, ridici gardul, pui o pânză de 2 metri. Dar albina zboară peste. Albina nu zboară numai la 2 metri. Știu. Înțelegeți? Da. Deci, în absolut orice facem noi există un risc, indiferent că suntem primari, indiferent că suntem antreprenori, angajați și așa mai departe. Desigur, să ne facem tot treaba corespunzător este extraordinar de foarte bine, dar de aici pleacă de la o educație care în ultimii 30 de ani, în loc să evolueze, a involuat și s-a deteriorat. Cum zicea și anterioara vorbitoare, da, trăim cu... suntem... învățați de profesori plagiatori, condamnați penal, cu dosare, cu așa mai departe. Ce să învețe lumea? Cine să-i învețe? E bună întrebarea asta, o lăsăm aici și mergem mai departe cu ea. Mihai, mulțumesc tare, tare mult. Ionel, bine ai venit la România în direct. Este și societatea responsabilă de ce s-a întâmplat la Colectiv? Salutare, Ionel, ne auzim? Nu ne auzim. Liviu. Salut, Liviu. Bine ai venit. Salutare. Mă auziți? Da, te ascultăm. Salut. Liviu este numele meu și voiam să discut două aspecte, să dezbatem, de fapt, două aspecte. Primul aspect ar fi cel legat de societate, dacă societatea este de vină. Și aici aș fi un pic imparțial. Și da, și nu. Societatea este de vină pentru că eu am doi copii și în momentul în care copilul meu îmi spune tati, ies diseară în club sau ies diseară la restaurant, eu de acasă ca și părinte îmi fac datoria și îi spun tati, ieși, te duci în club, vezi, ai intrat unde este ieșirea de urgență, vezi dacă este foarte multă lume, dacă este aglomerat, dacă sunt asigurate ieșirile de siguranță. Pe cealaltă parte, noi ca și populație, în momentul în care mergem la vot, primul punct pe care îl luăm în calcul este platforma pe care politicienii ne-o împing în față, programul de guvernare. Da. Și atunci, în momentul în care pui ștampila pe cineva, te uiți, bă, ok, ce vrea ăsta să facă? Are niște idei bune, face ceva considerabil pentru mine. Eu sunt apolitic, conduc o companie, sunt director general la o companie multinațională. Și aici aș vrea să fiu un pic contra antevorbitorilor mei. Și de ce? Antreprenoriatul românesc în cea mai mare situație se bazează doar pe profit. Nu este nimeni, nu iau în calcul toate riscurile angajaților, toate aspectele legate de situații de urgență, de mediu, etc., etc. Nu știu, eu așa o văd. Adică stai un pic să înțeleg ce îmi spui tu aici. Tu îmi spui așa că antreprenoriatul românesc, patronii din România, în general companii mai mici, sunt mult mai puțin atente la reguli și reglementări, mai ales pe teritoriul muncii, decât ar fi o corporație, asta îmi spui tu, sau o companie mare. Dar de ce? O corporație. De ce? Pentru că într-o corporație, dacă ai niște reguli, ai niște controle, niciodată nu se ia în calcul, nu știu, dau un exemplu, vine o instituție și mă controlează. Ok, mergem la masă, cât mai închideți ochii sau cât mă costă ca să fac, să treceți cu vederea. Nu, în corporație este foarte strict. A venit un control de la ISU, de la Agenția de Mediu, de la Medicina Muncii, etc., etc., atunci eu, dacă mi s-a declarat o neconformitate sau chiar și o oportunitate de îmbunătățire a unui proces, eu nu fac altceva decât să urmez astea. Da. Fac analiză de riscuri pentru a asigura siguranța oamenilor la locul de muncă destul de des. Și chiar faci lucrul ăsta sau e o chestiune doar de hârtii? Adică... Nu este o chestiune de hârtii. De ce? Eu merg pe principiu împământenind încă de la tata. A spus, băi, tu trebuie să dormi noaptea liniștit. Ca să poți dormi noaptea liniștit, trebuie să știi că ce ai lăsat în urmă la terminarea orelor de program, când ai plecat dintr-o fabrică, trebuie să știi că rulează în condiții normale, fără a pune în pericol oamenii pe care tu îi ai acolo și muncezi zi de zi. Da. Mulțumesc pentru atitudinea ta și îți doresc spor la treabă. Cred că asta e atitudinea corectă. Poate ar trebui să discutăm la un moment dat, fără a face o învinovățire de o parte sau de alta, care e atitudinea față de reguli în corporații și la antreprenoriat. Ne-ai lăsat dilema asta aici. Am și eu niște bănuieli, dar în același timp n-ar zice că toate corporațiile sunt pâinea lui Dumnezeu, adică că respectă totul fir a păr. Sunt convins că mai sunt și greșeli. Ionel s-a întors. Salutare, acum ne auzim? Bună ziua! Ne auzim, salutare, bine ai venit. Ne judecăm pe noi. Vlad Petreanu ne-a lăsat aici o dilemă și a zis, hai să ne mai uităm către noi înșine. Da, am auzit înregistrarea, mă rog, nu ne prea judecăm pe noi, am văzut că ne depărtăm de judecata asta, ne judecăm pe alții, îi judecăm pe cei care fac legea cu partea strictă, pe antreprenorii care nu-și fac jobul, dar cred că ne-am depărtat de miezul problemei a lui Petreanu, și anume ce vină avem noi, fiecare dintre noi. Ia zi. Fie că este antreprenor sau angajat, ai tot un vot. Politicienii sunt oglinda perfectă a noastră, oricât ne-ar conveni sau nu asta. Dragilor, dacă ne uităm în politică, ne uităm la noi, indiferent fie cu... dacă am votat fiecare cu altcineva, cam asta e rezultatul. Și nu avem decât să facem câteva lucruri. Eu cred că noi, românii, în general ne părțim în trei categorii. Cei care nu acceptă merge și așa și sunt exigenți, nu doar cu ei, ci și cu alții. Cei care nu acceptă merge și așa în jobul lor și în ceea ce fac, dar nu sunt exigenți cu alții. Și, din păcate, grosul, cei care... nu doar acceptă merge și așa, ci chiar impun și agrează merge și așa. Probabil că problema vine de acolo. Dacă mă întrebați pe mine, dacă eu fac, am o vină, da, am o vină, pentru că probabil nu sunt destul de exigenți cu alții, chiar dacă în propria viață am o exigență în ceea ce privește calitatea jobului meu. Cum ar funcționa exigența asta cu alții, Ionel? Așa. În sensul, eu respect regulile, mă duc undeva, văd că regulile nu sunt respectate și nu fac absolut nimic. Mă duc într-o hotel de 4 stele, pe scara de incendiu sunt depăsite de canapele, dau din cap, dar nu fac nimic. Mă duc într-o beznerie în care trebuie să port mască, eu port mască, cel de lângă mine nu poartă mască, nu fac nimic. Adică sunt, să zic, deranjat, dar nu fac nimic. Știi că tipul acesta de atitudine, sau momentul în care ai lua atitudine, atât cât cunosc eu societatea românească, sau cât mi se pare mie, dacă iei atitudine în astfel de situații, s-ar putea să fii tu însuți criticat. E adevărat, dar trebuie să asumăm asta. Sigur, și nu doar criticat, uneori stigmatizat. Stigmatizat, asta e citatea. Dar asta este curajul pe care să-l avem, să facem asta. Nu spun că l-am eu. Dar asta ne lipsește. Merge și așa, asta e definiția noastră, de când ne știm. Așa am fost. Curajul Schimbarea asta... e dură, e extrem de dură. Mai ales cu noi înșine. Curajul ăsta se capătă pe măsură ce societatea se schimbă. Pe măsură ce găsești sprijin în ceea ce faci, pe măsură ce mai găsești pe cineva lângă tine să spună la fel. Dar curajul ăsta dispare atunci când cei din fața ta, cei de lângă tine sau cei de pe Facebook spun: dar lasă-mă, Ionele, ești nebună? Te doare pe tine că sunt canapele pe scara de incendiu? Da, mă doare. Da. Le răspund la cei oameni, da, mă doare și trebuie să vă doare și pe voi. Da. Aici se face diferența, exact în punctul acesta. Da, și l-ai numit foarte bine. Când suntem cu toții vinovați, asta este adevărul. Nu știu dacă pedepsele care le-au luat cei sunt reale sau nu, 10, 4, 5 ani cât ori fi luat. Justiția s-a făcut treaba. Mai încolo suntem noi. De aici mai departe. De aici mai departe. Să acceptăm asta. În fiecare zi. Să acceptăm asta și nu facem asta. Mulțumesc mult, Ionel. În fiecare zi, acolo unde mergem, ar trebui să scoatem ghemul ăsta din stomac. Și ce greu e să scoți ghemul ăsta din stomac. E ca și cum te-ai luat de cineva pe stradă și toată cultura noastră, toată educația noastră, toată societatea noastră îți spune că dacă intervii, ești la nebun. Ești la prost. Ce ai, mă? Mai țineți minte când a sunat doamna profesoară care vorbea, care spunea lucrurilor pe nume în cancelarie și am întrebat-o, zici, nu ești tu aia nebună de la chimie? Bă, da, sigur, ăla e nebunul, dar nebunul ăla schimbă lucrurile, ăla care reușește să treacă peste ghemul din stomac. Dacă ghemul ăsta e înlăturat, cineva s-ar putea să trăiască. Dar e foarte greu, e foarte greu pentru oameni să facă asta. Cezar, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Da, cred că, într-adevăr, societatea este de vină pentru toate neajunsurile cu care trăim și pentru toate regretele pe care le avem. Societatea e de vină. Și cred că sunt câteva fapte care ne îndeamnă, ne duc spre aceste greșeli. Lipsa de educație în masă, aviditatea, lipsa de curaj, sau care se poate trage prin frica pe care ți-o induce societatea în care trăiești, și lipsa de coloană vertebrală, lipsa de integritate, lipsa de a-ți dori ca toți din jurul tău să facă ceea ce trebuie. Dar cred, de fapt, că toate lucrurile astea acumulate se rezumă la lipsa educației în masă. Da. E posibil să fie și asta. Nu știu, însă mă gândesc, mai pus pe gânduri aici, dacă toți oamenii educați au coloană vertebrală sau au curaj. Asta este problema, că nu toți oamenii educați au coloană vertebrală și societatea nu face nimic înspre a te educa, înspre a te duce ca tu să devii un om cu coloană vertebrală, chiar și pe cei care nu au. Și ce am constatat în cei 29 de ani și în meseria pe care o fac, eu sunt medic, oamenii încearcă pe cât posibil să mușamalizeze anumite greșeli, încearcă pe cât posibil să arunce vina de la unul la altul, fără o asumare, fără să-și asume ceea ce fac. Asta cred că e o problemă națională. Pe lângă treaba asta, suntem un popor care dă senzația că nu a trebuit să muncească pentru ceea ce are. Ana Blandiana a spus la începutul anilor 90... Ana Blandiana a spus la începutul anilor 90 că suntem un popor vegetal. Adică el se apleacă, reușește să treacă. O fi și asta o calitate în decursul secolilor. Dacă tot ești medic, hai să spun eu la voi cum e, cum te împinge societatea să intri în altă zonă la tine și te testează pe tine mereu. Știi că pacienții tăi din saloane, dacă ai lucrat la spital sau poate lucrezi la spital, se sfătuiesc între ei câtă șpagă să dea la medic sau să-ți dea în cazul ăsta? Știți că această idee de șpagă este promovată la nivel național. Aici nu este o problemă în sistemul medical, pentru că dacă ar fi să fim corecți, vagă este în momentul în care condiționezi un act de orice natură de o, da, un beneficiu pe care tu să-l iei de la cel pentru care prestezi. Corect observație. Banii sau cadourile primite de la cel pentru care ai prestat, fără ca tu să fii condiționat actul prestator față de el, sunt cadouri. Asta se întâmplă peste tot. De ce dăm bacșiș la Chelner? Da. De ce dăm bacșiș? De ce dăm 5 lei livratorului de pizza care vine și te aduce? Pentru că el este plătit. La fel cum medicul este plătit să te tratezi în spital, așa este plătit și livratorul de pizza să te aducă pizza la ușă. Fii atent, Cezar. Iau fragmentul ăsta, că suntem la final. Am terminat, da? Iau fragmentul ăsta, o să fac emisiune săptămânile viitoare, exact cu remarca asta ta. E superbă, știi? Apropo de modul în care trăim noi aici în România. Merită judecată, da? Ești de acord cu asta? Da? Mulțumesc tare mult. Vă doresc sau îți doresc spor la treabă. Florin, îmi pare rău. Dezbaterea de astăzi se încheie aici, dar o să revenim la ea. Pentru că tipul acesta de a ne purta este, de fapt, marea problemă a societății românești. Dacă de astăzi înainte mergem cu această dorință de a face un pic mai bine sau de a face astfel încât copilul meu, copilul tău să fie în siguranță acolo unde muncim, atunci am învățat ceva din această nenorocire. O să vedem. Sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici. Spor la treabă! România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.